probleme în afișarea candidatului nostru, în propaganda pe care o facem pentru candidatul nostru, din partea primarilor de la guvernare, cei de la PSD, nu înțeleg încă o dată, nu înțeleg de ce în campanie electorală nu poți să faci campanie electorală. Iar cazul cel mai clar este la Focșani. E de neînchipuit ca în această perioadă de o lună să nu poți să-ți promovezi candidatul. Așa ceva probabil că se mai întâmplă prin Belarus, prin Transnistria. Sunt niște modele spre care PSD-ul cu Victor Ponta în frunte privesc cu mare interes și cu simpatie către această zonă din lume. În rest, ce să vă spun, așteptăm cu interes ca justiția să vină cu noi dezvăluiri, justiția băsistă între ghilimele, care, din fericire, nu ține cont de culoare politică și, după cum vedeam, ține cont doar de hoția care există în această țară. S-a văzut foarte clar că cei care sunt vinovați nu sunt neapărat dintr-un partid anume. Sunt de peste tot, dar cu pregnanță și vedem foarte clar, PSD-ul a trecut toate recordurile în ceea ce au făcut în decursul celor 20-25 de ani. Deci, practic, au jefuit pe români și pe români.